mulțumim poporului român pentru tot sprijinul care ne-l acordat. Adică renovarea grădinițelor, microbuze școlare, burse pentru studenți, ambulanțe, elicoptere smurt, vaccine și măturile pentru agricultură. Ar fi bine să mulțumim pentru toate acestea poporului român. Da. Totodată, pe SNM Reunificare României, pe baza Germaniei din 90, adică cerem cetățenie română prin Constituție, eliberarea actelor românești în 10 zile, pensie minimă română o cerem la noi pentru pensionerii noștri, 1500 de lei, alocații sociale la nivel român, adică pentru copii 1800, invalizi 2800 și șomeri 1600. Toate acestea au făcut și Germania în 90. Este o idee bună să cerem toate acestea din partea României. Da. Dacă nu sunteți de acord sau dacă aveți ceva de adăugat, puteți să spuneți și dacă doriți să ne lăsați o semnătură și ne transmitem aceasta în Senatul României. Studii și diplome în europene, ambulanțe și elicoptere, vaccinurile acum împotriva COVID-ului, motorină pentru agricultori, presupun că ați auzit despre sprijinul pe care ne-l acordă România. În a doua parte a scrisorii este o petiție de reunificare a României. Cerem cetățenie română prin Constituția României să fie garantată prin Constituție și deci avem posibilitatea să primim mult mai rapid. Noi cerem eliberarea actelor românești în decurs de 10 zile. Pe lângă asta mai cerem pensia minimă română de 3500 de lei, alocațiile sociale pentru copii, invalizi și unii mai scăzi. Aici vă punem semnătura. Totodată petiționăm pentru reunificarea României pe baza reunificării Germaniei din septembrie 1990. Toți basarabenii să primească cetățenie prin Constituția automat. Eliberarea actului românesc se facă în decurs de 10 zile. Toți germanii prineau pensii și asistență socială până la reunificarea Germaniei. Ționăm România, toți basarabenii să primească o pensie de 3500 de lei. Să Dumnezeu și iasă. Alocații sociale la nivel român, copii 1800 de lei, invalizi 2800 și 1600. Prineau pensii și asistență socială până la reunificarea Germaniei cu 6 luni înainte. Și noi la fel dorim ca toți basarabenii să primească pensie minimă română în valoare 3500 lei până la reunificarea României. Să primească alocații sociale la nivel român, copii 1800 de lei, invalizi 2800 și șomeri 1600. Sunteți de acord cu aceasta? Sigur, și nu ar fi de acord. Dacă sunteți de acord, să lăsați o semnătură și noi trimitem această scrisoare din numele dumneavoastră în Senatul României.